Până la praznicul înălțării Domnului creștinii ortodoxi se salută cu Hristos a înviat. Cel salutat răspunde Adevărat a înviat. Salutul Pascal nu este doar o afirmare a unui eveniment petrecut în istorie, ci și o mărturisire de credință. Este, de fapt, împlinirea profeției Mântuitorului. Mântuitorul a profețit că Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși, care îl vor bat jocorii, care îl vor răstini, care îl vor omorâ, dar a treia zi va învia apostolii n-au înțeles acest lucru, le arată mâinile și cu asta și zice, bucurați-vă și nu vă temeți, iată, am biruit. Și din acel moment și apostolii continuă mărturisirea că Hristos a înviat. Și nu-i va putea nimeni opri, nici amenințările cărturarilor și a fariseilor, a sinedriului, nici lanțurile și închisoarea, pentru că vor spune cum să nu mărturisim ceea ce am trăit și am văzut. Cum să ascultăm noi de poruncile oamenilor și să nu mărturisim și să nu propovăduim un adevăr al lui Dumnezeu. Judecați voi, vor zice Apostolii. Și de acolo înainte, creștinii au început să se, să se salute mereu cu acest salut. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Acesta era semnul recunoașterii între creștini și semnul bucuriei și al nădejdii și al credinței că învierea lui Hristos a dăruit înviere întreg neamului omenesc și viață veșnică. Și salutul Hristos a înviat și răspunsul adevărat a înviat continuă din noaptea de înviere până la înălțarea Domnului. Așa este tradiția în biserica ortodoxă acum. După înălțarea Domnului și până la pogorârea Duhului Sfânt, creștinii se salută cu Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat.